Iubiți colegi, în școala prieteniei cu Dumnezeu, sunt mișcat în adâncul sufletului meu de bogăția, frumusețea și puterea cuvântului lui Dumnezeu în fața necunoscutului. Lumea noastră de astăzi suferă teribil din motivele pe care le cunoaștem atât de bine și care sunt legate de faptul de imprevizibil, de ideea de imprevizibil. Nimeni nu își dă seama sau poate să-și închipuie ce se poate întâmpla mâine, e imprevizibil. Totul este imprevizibil. Economia e imprevizibilă, mersul vieții, sănătatea e imprevizibilă. Se aude că atâtea zvonuri circulă și Mântuitorul a prorocit spunând oamenii vor ajunge să-și dea sufletul de groază din cauza zvonurilor care vor circula, fiindcă nu știu ce se mai poate întâmpla. Nu-și dau seama. În permanență suntem în fața sau suntem confruntați cu imprevizibilul și omul lui Dumnezeu nu este confruntat mai puțin cu imprevizibilul decât omul de rând. Aceleași lucruri confruntă pe toată lumea, dar nu sunt întâmpinate în același fel. Prin harul bunului Dumnezeu vom învăța cu această ocazie impactul prieteniei cu Dumnezeu în fața necunoscutului. Atunci când timpul, locul și împrejurarea sunt necunoscute pentru noi, ele nu sunt necunoscute pentru Dumnezeu. Uitați-vă la un copil în brațele mamei într-o țară cu totul necunoscută. Acum au coborât din avion. El nu știe nimic, nici unde este, nici ce se întâmplă, nici unde vor merge, dar știe un singur lucru, că este în brațele mamei. Raportul dintre noi și Dumnezeu nu este diferit. Aici a învățat Enoch să umble cu Dumnezeu, când a văzut dependența copilului lui de viața lui și încrederea acestui copil în el. La fel trebuie să ne încredem noi în Dumnezeu. Pentru că în Dumnezeu toate lucrurile sunt o carte descoperită. Noi suntem în fața imprevizibilului și necunoscutului permanent, suntem aici, dar avem această mare cunoscută, care este prezența lui Dumnezeu cu noi. Datorită faptului că pentru el ziua de mâine este ca și ziua de ieri și 1000 de ani sunt ca o zi, adică perspectiva vrea să spună, sau istoria, toate lucrurile, datorită acestui lucru, în el ne bucurăm de această încredere deosebită, de această sănătate a spiritului. Cartea profetului Isaia, capitolul 42, versetul 16. Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut. Dar noi nu suntem orbi, au spus farisei. Păi, tocmai de asta, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar faptul că vedeți. Nu, dar noi suntem într-o lume în care chiar suntem și acționăm ca niște oameni care nu văd, pentru că nu știm unde vor duce lucrurile. Ele sunt înconjurate de ideea aceasta secretivă. Totul este secret, plus omenirea este chinuită cu ideea falsului. Este știrea aceasta adevărată sau este falsă? Mii de drumuri care încotro se duc în direcția aceasta, tocmai ca să creeze confuzie. În mijlocul acestui vacarm teribil, o singură voce clară. Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei. Îi voi povățui pe cărări neștiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbele în locuri netede, iată ce voi face și nu-i voi părăsi. Aceasta este promisiunea călăuzirii lui Dumnezeu în fața imprevizibilului și a necunoscutului. Sunt situații în care nu putem dormi din cauza grijii zilei de mâine, din cauza frământărilor cu privire la ceea ce ar putea să se întâmple. Din cauza la ceea ce vedem cu ochii noștri, clar, uite ce se întâmplă în jurul nostru. E adevărat, scrie cartea profetului Isaia, întuneric mare acoperă pământul, negură mare popoarele, dar nu e legat de tine. Peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Aceasta este una din fațetele minunatei prietenii cu Dumnezeu. În cartea profetului Ezechiel, pus în fața unei situații literalmente fără răspuns,
El este întrebat de Domnul, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Adică suntem într-o situație scheletică, pur și simplu, în ce privește economia noastră sau în ce privește sănătatea sau familia sau lumea în care trăim, relațiile dintre state, dintre oameni, e o situație scheletică, groaznică. Și întreabă Bunul Dumnezeu pe profet și întreabă pe noi astăzi. Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, numai Tu știi lucrul acesta. Adică este clar, în timp ce eu nu știu, Domnul Dumnezeul meu știe. În timp ce eu nu știu, marele meu prieten știe, Bunul Dumnezeu. Voi sunteți prietenii mei. La El nu există viitor sau nu există ziua de mâine, pentru că ziua de mâine este ca și cea de ieri. Timpul și toate lucrurile sunt ca o carte deschisă înaintea Lui. De aceea spune David în Psalmul 139, iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Pentru noi este întuneric, e noapte, e beznă, nu văd unde duce drumul, nu văd cum s-ar putea, nu văd scăpare, ieșire, nu văd rezolvare din situația aceasta. Pentru el întunericul acesta este ca ziua. Aceea, acest lucru îl frământa teribil pe Iov. Și el spunea, zice, nu mă frământă întunericul în care mă mișc, acest întuneric groaznic, ci mă frământă caracterul lui Dumnezeu. Ce fel este Dumnezeu? Aceasta mă frământă. În cadrul cuvântului pe care îl învățăm astăzi, el se prezintă ca un bun și credincios prieten în mijlocul întunericului, necunoscutului, imprevizibilului, amenințătorului. Oricare ar fi situația aceasta, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dragostea mea nu se va muta de la tine, chiar dacă se vor arunca munții în inima mărilor, chiar dacă voi trece prin valea umbrei morților, nu mă tem de niciun rău pentru că Tu ești cu mine. Acest lucru este copleșitor, mai ales atunci când El își manifestă puterea asupra noastră. Nu sunt eu cel care Te-am trimis, nu sunt eu cel care Te cheamă. Suntem într-o lume care tremură, așa cum scrie Scriptura, la auzul veștilor sau zvonurilor. Dar această lume în care ne mișcăm noi nu este lumea lui Dumnezeu, este lumea ca rezultat al păcatului. El este cel care a dus aici, pe când noi trăim într-o lume descrisă altfel în Coloseni, capitolul 1, versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Unde? Păi da, tot la aceeași adresă stau. E adevărat? Sunt înconjurat de aceiași oameni? Totul este așa, arată în acest fel, dar sufletul meu a fost strămutat de sub puterea întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui. Întunericul, într-adevăr, luptă. Dar Biblia spune, lumina luminează în întuneric, întunericul n-a biruit-o. Judecata stă în faptul că atunci când vine lumina, avem de ales. Aici este totul. Avem de ales umblarea cu Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în viața noastră sau singurătatea aceasta, izolarea, numita independență. În realitate nu există așa ceva, nu există om independent. No. Poate să fie un om care a întors spatele lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu i-a întors spatele lui, dar el i-a întors spatele lui Dumnezeu. Însă cine? Omul care se numește pe sine independent, e dependent de sine, e dependent de alții, e dependent de împrejurări, de toate. Și el se numește independent pe sine. Eu nu depind. Doar Dumnezeu este independent. Afară de Dumnezeu nu există așa ceva. Dacă s-ar lua din viața celui care pretinde că el nu depinde de Dumnezeu sau dacă s-ar lua din viața lui lucrurile de care el depinde, n-ar mai rămâne nimic. Pentru că nici aerul, nici apa, nici suflarea, niciunul din aceste lucruri care întrețin viața nu sunt produsul nostru. Nu? De aceea nu putem avea o viață independentă.
atunci când omul spune că refuză pe Dumnezeu, se refuză să creadă în Dumnezeu și când se numește pe sine ateos, fără Dumnezeu, el spune de fapt, el comite o eroare, o eroare gravă. El nu este fără Dumnezeu, ci el a făcut din sine Dumnezeul lui, adică acela care stăpânește peste viața lui. Mântuitorul ne îndeamnă ca în momentul în care lumina ne-a fost descoperită și dată, să nu ezităm, să nu dăm timp răului în viața noastră. Pentru că odată ce a venit lumina, care luminează în întuneric, oamenii au ales totuși întunericul pentru că faptele lor erau rele și doreau să continue acest fel de viață. Există o agendă în spatele oricărui fel de alegere a noastră. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme. Ce înseamnă aceasta? Nu numai în timpul istoric, ci și în capacitatea noastră de a absorbi și de a înțelege lumina. Un om nu este un infinit, are niște limite. Și mai este puțină vreme, mai avem puțină vreme posibilitatea. Spre exemplu, când se face respirația artificială unui om, dacă se depășește un anume timp, se știe că din clipa aceea creierul este scos din funcție, este distrus complet. Și cei care luptă să-l readucă la viață pe om se uită la ceas și își dau seama că mai avem puțin timp și puțin în care șansa este posibilă. Și la fel spune Domnul cu privire la lumină. Lumina mai este puțină vreme cu voi. Umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Nu, eu nu sunt nici cu lumina, nici cu întunericul, eu sunt pe gri. Nu există așa ceva. Dacă cineva nu umblă cu lumina, îl cuprinde întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge, că dacă ar ști, niciodată nu ar lua pe drumul acela. Ci omul care umblă în întuneric se întemeiază pe gândirea lui, pe hotărârile lui, pe vederile lui și ajunge în anumite împrejurări să se creadă mai înțelept ca Dumnezeu. Iubiții mei, este o tragedie a spiritului omenesc și se știe sfârșitul unui astfel de drum. De aceea Mântuitorul a spus, pentru că lumina mai e puțină vreme, umblați ca niște oameni ai luminii. Iar pentru voi care așteptăm să lumina care va lumina și luminează tot pământul astăzi, Biblia scrie în Romani, capitolul 13, versetul 12, noaptea a trecut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Aceasta este rugăciunea noastră, rugăciunea prieteniei cu Dumnezeu în fața neprevăzutului, necunoscutului, în întunericul în care se mișcă lumea și care acoperă pământul, dar peste tine răsare Domnul. Fii, Doamne, binecuvântat pentru îndurarea Ta și ajută-ne să umblăm cu Tine pe pământ în această prietenie sfântă. Până la cea din urmă suflarea noastră în lumea aceasta și cea din tâi în lumea Ta, Doamne, Dumnezeul nostru. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru bunătatea Ta arătată nouă în Domnul Hristos. Fie numele Tău binecuvântat în veci de veci. Amin.